Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi voi face cea mai pufoasă omletă. Problema este cu somnul, pentru că nu reușesc să mă reglez. Nu reușesc să dorm. Este ora 10 dimineața, iarăși nu am dormit toată noaptea și voi face această omletă, voi mânca, mi s-a făcut foarte foame. Nu am mâncat nimic azi noapte, iar acum voi mânca și apoi voi dormi câteva ore. Pentru a face cea mai pufoasă omletă, am pus niște carne de porc, care am găsit-o prin frigider. Iar aici am bătut 3 ouă, voi pune niște sana, nu foarte multă, niște sana de la Covalac de țară, cu 0,7% grăsime. Pentru a o face mai pufoasă, mai aerată. Iar apoi o batem foarte bine. Tigaia trebuie să fie foarte bine încinsă în momentul în care puneți ouăle. Bun, acum întindem un pic ouăle să fie uniform și punem un capac. Până se face omleta, vreau să vă spun că nu am reușit să dorm deloc azi noapte. Am avut foarte multă energie și ieri în timpul zilei și azi noapte. Deși nu am mâncat mare lucru, nu știu, nu pot să-mi explic. Sunt foarte entuziasmat pentru începerea acestui proiect și chiar vreau să slăbesc mai mult de 50 de kilograme decât am slăbit prima dată. Și sper să fiți alături de mine în această călătorie. O să fie un drum foarte lung și anevoios. De aceea am nevoie de cât mai multă susținere de la voi. Să-mi scrieți în comentarii părerea voastră. Aș vrea să vă arăt, să iau camera, să vă arăt cât de mult s-a umflat această omletă. Acum putem să oprim focul. Și cam asta este masa, fără pâine, nu mai cumpăr pâine, nu mai țin pâine în casă. Putem să punem niște castraveți murați lângă, merg foarte bine, sau puțin ketchup. Omleta este foarte pufoasă, este foarte gustoasă. Bine, nu-mi convine mie că n-am reușit să o scot pe toată, întreagă, ca pe o pizza din tigaie, dar data viitoare voi stropi foarte puțin tigaia cu ulei și nu se va mai lipi. Carnea aceasta de porc este delicioasă, este preferata mea, carne de la oală, de la garniță. Uitați ce culoare are și este numai mușchi, numai fibră. Mănânc cu niște castraveți murați. Să vă arăt și pe spate, are o culoare așa mai închisă, mai maronie, dar nu este arsă. Termin de mâncat, mă duc, mă odihnesc puțin, deoarece n-am reușit să dorm deloc azi noapte. Până am terminat de mâncat, s-a randat și clipul de ieri, vlogul numărul 3, și chiar acum îl încarc pe YouTube. Neața, prieteni, m-am trezit la ora 8 seara, sunt foarte, foarte, foarte obosit. De aceea nu o să mai merg nici la sală astăzi. Mă doare foarte rău gamba dreaptă. Când m-am dat jos din pat, șchiopătam. Merg foarte greu. Este a treia zi de dietă din programul meu de slăbit. Și vreau să vă spun că nu mi este foame. Am dormit toată ziua astăzi. Am dormit de la 11 de dimineață până acum la 8. Nu știu ce o să fac, nu știu cum o să mă reglez cu somnul, o să încerc să mai dorm. Mi-am făcut un ceai și cu un teraflu sunt și răcit. O să încerc să dorm, să mă trezesc mâine dimineață. Trebuie să mă reglez cu somnul, este foarte important. Nici noaptea trecută nu am dormit deloc. Am încercat să stau treaz până astăzi, până la ora 3-4, să mergem la sală, 5. În schimb, nu am reușit. La ora 10 dimineața mi s-a făcut foarte, foarte foame, pentru că n-am mâncat nimic toată noaptea. Și după ce am făcut o omletă, am mâncat-o, am editat clipul de ieri, l-am urcat și la ora 11 dimineață n-am mai putut. Am început să mi se închidă ochii, m-am dus în pat, am adormit buștean, m-a sunat și taică-meu de vreo 2 ori, n-am reușit să răspund. Și m-am trezit pentru întuneric la ora 8. Acum este 8 și jumătate când filmez. Nu mi-este foame, este ok.
cu mâncarea stăm foarte bine. Am mâncat foarte puțin zilele acestea. Corpul nu mi-a cerut, efectiv, nu am avut poftă de mâncare. În schimb, sunt foarte, foarte obosit, am foarte mare febră musculară. Problema este cu somnul, pentru că nu reușesc să mă reglez. Sunt așa de ceva vreme întors pe dos și sunt convins că sala, sportul, mă va ajuta să trec și peste perioada asta și să încep să dorm noaptea. Dacă ați trecut și voi prin perioade în care nu puteam să dormiți noaptea și dormeați ziua și s-a transformat noaptea în zi, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii cum ați reușit să treceți peste perioada aceasta și să vă reglați somnul. Vreau să mă reglez foarte tare, pentru că știu că de la somn pleacă foarte multe și voi reuși să slăbesc mult mai bine dacă voi avea o activitate pe timpul zilei, după care mă voi duce la sală, în loc să dorm. Așa că orice sfat este binevenit. Astăzi o să fie un vlog mai scurt. V-am spus, este a treia zi de când am început programul meu de slăbit. Vreau să slăbesc peste 50 de kilograme. De aceea trebuie să fiu focusat, să nu deraiez de la program. Cu mâncarea, v-am zis, stăm foarte bine, am mâncat foarte puțin și doar ce trebuie, lucruri sănătoase. În schimb, nu am reușit să-mi reglez somnul. Vom vedea. Mâine voi încerca să stau treaz toată ziua și să mă duc seara la sală. O să vă și filmez de acolo. Astăzi nu am ce să vă arăt pentru că nu m-am mai dus. Vreau să vă mai spun că până acum nu m-am cântărit. O să mă cântăresc duminică sau luni, când o să pun primul vlog din a doua săptămână. Până atunci nu are sens să mă cântăresc. Mă voi cântări dimineața pe stomacul gol și așa voi continua să mă cântăresc tot parcursul slăbirii mele. În seara aceasta nu vom mai filma pentru că nu vreau să mai mănânc nimic. Acea omletă de dimineață cu carne mi-a ajuns. Nu mi-este foame absolut deloc. Vreau decât să adorm. Și mâine vom lua de la capăt. O să facem și mișcare mâine. Sper să mi se refacă și piciorul, să mi se mai ducă și din febra musculară, pentru că am o febră musculară foarte puternică la piept, la umeri, la brațe, la picioare, la abdomen, la gambe, peste tot, absolut peste tot am făcut febră musculară. De aceea e bine la început să nu tragi foarte tare. Eu am făcut circuit. În fiecare zi, de acum, timp de 2 săptămâni minim, o să fac circuit pentru a-mi lucra toate grupele musculare. Și voi încerca să lucrez cu greutăți mici, mai multe repetări, în jur de 15 repetări pe serie. Deoarece am o greutate foarte mare, am 146 de kg, după cum știți. Cine mi-a urmărit primele vloguri a aflat. Nu uitați, în primul vlog am vorbit mai mult despre mine și puteți să-l urmăriți dacă sunteți interesați, să vedeți cum am ajuns la 146 de kg. Să dați și un like, un share pe Facebook, un comentariu. Toate lucrurile acestea mă vor ajuta și mă vor face să pun clipuri, să muncesc mai mult, să vă pun mai multe clipuri. Aș vrea să fac un vlog zilnic, să vă țin la curent în fiecare zi cu starea mea. Așa că până mâine, când ne vom revedea, vă doresc numai bine. Ciao!